Adina Risipitu vă prezintă știrile Mondo TV. Bună ziua și bun găsit la știri! O stație de încărcare rapidă a vehiculelor electrice a fost montată la Petroșani. Lucrările la blocurile ANL din municipiul Vulcan avansează și astăzi este Ziua Mondială de Prevenire a NEC-ului. Pe larg despre toate acestea, dar și alte informații imediat. O stație de încărcare rapidă a vehiculelor electrice a fost montată la Petroșani. Aceasta va fi dedicată în special celor 7 autobuze electrice care vor circula prin localitate. Rând pe rând, în decursul a câtorva săptămâni, toate cele 7 autobuze electrice menite să asigure un transport public modern, ieftin și ecologic, au ajuns în municipiul Petroșani. Acum rămâne să fie realizat și depoul pentru acestea, iar în paralel autoritățile locale au demarat lucrările de montare a stațiilor de reîncărcare a vehiculelor electrice. 9 la număr, toate au fost livrate spre Petroșani, iar prima și-a găsit deja loc în zona din Piața Victoriei. Este vorba de stația de încărcare rapidă a autobuzelor de pe transportul public local. Au venit toate stațiile, e vorba de două stații de încărcare rapidă, care una este aici și una va fi la depou, și 7 stații de încărcare lentă, ceea ce înseamnă că autobuzele vor fi încărcate pe timpul nopții când vor sta în garaj. Deci este vorba de proiectul pe PNRR, nu e vorba de Green Line, este vorba de proiectul de transport local Petroșani-Bănița. Contractul ce prevede achiziționarea a 7 autobuze electrice și 9 stații de reîncărcare are o valoare de peste 19 milioane de lei. Autoritățile locale din Petroșani preconizează că aceste vehicule vor fi puse în funcțiune concomitent cu cele prevăzute prin proiectul Green Line Valea Jiului. Garda de Mediu a început inventarul sticlelor care intră în sistemul de returnare a garanției. Sunt verificați agenții economici și acum se va ști exact unde și cine colectează. Sistemul de returnare a garanției este la început, dar devine funcțional, așa că reprezentanții Gărzii de Mediu din Hunedoara fac acum verificările necesare. Începând de săptămâna trecută, desfășurăm acțiuni de inspecție și control la comercianți. Am început cu comercianții mai mari, gen hipermarket, supermarket, stații de alimentare carburanți, pentru că ei sunt cam puși la punct și atunci vrem să vedem cum funcționează sistemul la aceștia și evident ne vom extinde controlele la marketurile care comercializează băuturi în aceste recipiente. Dacă sistemul SGR a avut un impact pozitiv asupra mediului cu tot mai puține ambalaje aruncate pe străzi și în stațiile publice, încă există probleme de rezolvat. Iar asta spun că verifică acum și comisarii de la Garda de Mediu. De puncte pe care noi avem grijă să le controlăm sau mai precis să și recomandăm acestor comercianți să facă, o să vedem cam într-o lună cum stăm mai exact. Sistemul garanție-returnare a colectat 514 milioane de ambalaje în primele 6 luni, cu un vârf de 250 de milioane doar în luna mai. În iunie, numărul a crescut la 300 de milioane, iar în iulie se așteaptă atingerea 1 miliard de ambalaje returnate. În medie, românii returnează 10 milioane de ambalaje pe zi, iar numărul continuă să crească. Vești bune pentru tinerii vulcăneni. Lucrările la blocurile ANL din municipiul Vulcan avansează într-un ritm alert. Cele două blocuri de locuințe ANL sunt amplasate pe strada Traian a municipiului Vulcan. Acestea au un regim de înălțime parter plus 3 etaje și includ 33 de apartamente. Lucrările propriu-zise de construcție au început în cursul anului 2023, asta deși autoritățile din Vulcan au declarat că proiectul putea demara mult mai devreme. Însă lipsa de constructori este și în prezent profund resimțită la nivelul întregii văi a Jiului. Acum, construcția celor două imobile merge în linie dreaptă, fapt confirmat de către primarul municipiului Vulcan, Cristian Merișanu, reprezentanților Agenției Naționale pentru Locuințe, instituție aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației. Potrivit edilului, primul bloc ANL ar putea fi definitivat până la sfârșitul acestui an, iar pentru cel de-al doilea se preconizează că recepția finală ar avea loc în vara anului 2025. Chiar zilele acestea am fost la București, la o întâlnire cu reprezentanții ANL București,
pentru finalizarea celor două imobile care sunt construite pe strada Traian. Este vorba de 33 de locuințe care vor fi redate anul viitor locuitorilor din zonă. Am fost să discutăm despre finanțarea, despre continuarea finanțării acestei investiții deosebit de importante. Avem sprijinul agenției. Noi pe partea noastră trebuie să realizăm partea de utilități, ceea ce cade în sarcina administrației locale, iar din partea agenției, din ce am înțeles, nu sunt probleme deosebite privind finanțarea, astfel încât avem încredere că până la sfârșitul anului primul corp va fi finalizat într-o proporție de peste 90%, urmând ca după trecerea iernii, cel de-al doilea corp ar trebui finalizat până în vara anului viitor. Sute de persoane și-au depus dosarul prin care solicită obținerea unei locuințe în municipiul Vulcan. Apartamentele vor fi repartizate spre închiriere cetățenilor potrivit unor criterii stabilite de prioritizare a cererilor. După ce va avea loc recepția finală a lucrărilor de construcție a celor două blocuri, condițiile de atribuire a locuințelor vor fi comunicate public către potențialii beneficiari, iar ulterior, o comisie formată din reprezentanți ai administrației publice locale va evalua dosarele depuse de tinerii vulcăneni. Sperăm ca undeva, așa cum am zis, în luna iulie-august, anul viitor, aceste locuințe să fie deja repartizate locuitorilor, pentru că avem foarte multe cereri în ceea ce privesc locuințele pentru tineri, pentru familii și chiar și pentru persoane vârstnice. Proiectul de construcție a celor două imobile are o valoare de peste 8 milioane de lei. Până în prezent, în municipiul Vulcan nu au existat blocuri ANL, acestea urmând să fie primele astfel de locuințe destinate tinerilor de până la 35 de ani din localitate. Cea mai mică notă cu care s-a intrat la liceu în județul nostru este 2,13. Candidatul este la secția maghiară a liceului teoretic Teglaș Gabor din Deva. Nici în Valea Jiului cea mai mică notă nu a fost una de trecere, iar la Baru s-a intrat la liceu cu 2,50. Inspectorii școlari spun că profesorii au cerut prea multe clase din moment ce locurile nu s-au ocupat. Nivelul sistemului de învățământ este unul scăzut. Dacă este să luăm în calcul că elevii care au intrat la liceu cu note de 2 și 3 vor trebui să ia bacalaureatul cu minim 6. Sunt materii și cunoștințe de recuperat, iar lista celor care vor termina liceul fără să ia examenul maturității va fi și ea una la fel de lungă. În plus, unii nici nu au ajuns să ocupe un loc la liceu. La noi în județ au fost înscriși 1953 de elevi, din care 1913 au fost repartizați, iar 40 au rămas nerepartizați în urma primei etape de repartizare computerizată. Am avut un număr de 1999 de locuri. La sfârșitul acestei etape avem vacante neocupate, 86 de locuri la nivel județean la învățământul liceal. După afișarea rezultatelor, statisticile arată că pe ultimele locuri sunt licee din zona Văii Jiului. La Liceul Tehnologic Mihai Viteazul din Vulcan s-a intrat cu nota 2,55 la specializarea Comerț și cu 2,72 la specializarea Electric pe filiera Tehnică. Noi primim pe fiecare în parte, indiferent de media cu care au reușit, și ne vom da toată silința ca ei să obțină mult mai bune rezultate la finalizarea studiilor. Notele mici și locurile rămase neocupate îi fac pe cei de la Inspectoratul Școlar să spună că cererea de clase a fost una necorelată cu realitatea. A fost un șoc faptul că dacă anul trecut la Carmen Silva, la Mate Info s-a intrat cu 7,15, acum sunt chiar locuri vacante, iar ultima medie de admitere este 3,02. Vorbim de un colegiu de renume, de prestigiu, care a scăzut, deci media de admitere a scăzut mai mult de 4 puncte. Considerăm că la nivelul Băii Jiului s-au solicitat prea multe clase la învățământul liceal și inclusiv la învățământul teoretic, motiv pentru care mediile de admitere au fost mult mai mici decât în anii precedenți.
Și Liceul Tehnologic din Lupeni are ultimul elev intrat cu media 3,15, la Petrila 3,52, la Hermes Petroșan s-a intrat cu media 4,87, Nicia una de trecere, iar la Mihai Eminescu, la Real, una dintre cele mai titrate specializări din județul nostru, ultima medie a fost de 5,25. Pentru un viitor absolvent de Mate Info însă, nota este una mică. Astăzi este Ziua Mondială de Prevenire a Înnecului. Specialiștii de la ISU Hunedoara atrag atenția asupra faptului că a crescut numărul persoanelor care și-au pierdut viața prin înnec și vin cu câteva recomandări. Ziua Mondială de Prevenire a Înnecului este marcată în fiecare an în data de 25 iulie. Acest eveniment global este o oportunitate de a evidenția impactul tragic și profund al înnecului asupra familiilor și comunităților și de a oferi soluții salvatoare pentru prevenirea acestuia. De cele mai multe ori, tragediile se produc fie pentru că persoanele respective nu știu să înoate foarte bine, fie intră în ape unde curenții sunt puternici sau în locuri unde nivelul apei se schimbă brusc și nu mai reușesc să iasă la suprafață. Și pentru că vara este întoi și majoritatea cetățenilor frecventează piscinele, ștrandurile sau merg la mare, pompierii hunedoreni vă recomandă să respectați câteva măsuri importante de siguranță. Dacă mergeți să notați, aveți grijă să respectați avertizările. Sunt locuri unde scăldatul este interzis, ori locuri, cum sunt cele din aval de baraje, unde nivelul apei poate crește brusc. Lacurile, canalele au curenți puternici și ar trebui evitate. Și cel mai bine ar fi să nu mergeți la scăldat singuri, ori după ce ați consumat alcool sau pe timp de noapte. Să nu intrați în apă rece după ce ați stat la soare, ori să nu săriți în apă de pe platforme și nu lăsați copiii singuri în apă, nici măcar în piscinele achiziționate special pentru ei. El Clasico de Valea Jiului, Minerul Lupeni și Jiul Petroșeni, cele mai puternice echipe de fotbal din Valea Jiului în acest moment, se vor confrunta în Cupa României. Se încing spiritele. Minerul Lupeni, Jiul Petroșani reprezintă una dintre cele mai vechi rivalități ale fotbalului din Valea Jiului. Ambele formații doresc doar victoria, iar soarta meciului poate fi decisă chiar și în ultimele secunde. Putem spune că va fi un meci așteptat de suporterii din ambelor echipe și a tuturor iubitorilor de fotbal din Valea Jiului, fiind un derby, spunem noi, dar cu o rivalitate sportivă, pentru că nu putem să spunem că e și un altfel de rivalitate, întrucât cei din Petroșani au fost de multe ori la meciuri la Lupeni, cei din Lupeni merg la meciuri la Petroșani. Mulți dintre noi au strigat de-a lungul anilor Jiul Petroșani, mulți au strigat Minerul Lupeni. Sperăm că va fi o sărbătoare la Lupeni și sunt convins că cei care vor veni aici, indiferent cu ce echipă vor ține, vor avea parte de un spectacol la Lupeni. Atât în tribună, cât și pe teren. Mai ales în tribună, pentru că iubitorii de fotbal din Lupeni și care nu sunt puțini, sunt convins că vor veni și vor încuraja echipa în așa fel încât, de ce nu, să zicem, la sfârșit să fim bucuroși că vom învinge. Spre deosebire de echipa din Lupeni, pentru Jiul Petroșani, meciul din Cupa României reprezintă prima bătălie oficială din acest sezon. Echipa noastră este pregătită, sigur noi am făcut schimbări de lot masive, de data aceasta avem peste 12 jucători din Petroșani și din Valea Jiului, punem accent pe juniori și pe tineret mai mult decât pe jucători aduși din altă parte, noua echipă, antrenori, conducători și așa mai departe, avem acest proiect pe termen mediu și lung, deci ne pregătim să jucăm cât mai bine. Suporterii ambelor echipe din Valea Jiului sunt invitați să fie prezenți în data de 31 iulie pe stadionul Minerul Lupeni, unde cu începere de la ora 17:30 va fi disputat meciul dintre cele două formații pentru calificarea în turul următor al Cupei României. Mâine încep zilele Hunedoarei. Autoritățile locale promit celor prezenți o sumedenie de surprize. Un sfârșit de săptămână captivant pentru hunedoreni. Francesco Napoli and Saragossa Band, Horia Brenciu and HB Orchestra WhatsApp se numără printre artiștii și formațiile cu renume internațional ce vor încânta timp de 3 zile publicul prezent la ediția din acest an a festivalului Zilele Hunedoarei. Autoritățile locale speră ca serile încărcate cu muzică de calitate să aducă o relaxare în rândul populației la mijlocul unui an nelipsit de probleme și dificultăți. Este un eveniment deja tradițional al orașului nostru.
zilele orașului, care sunt de fapt legate ca simbolistic de Marea Bătălie de la Belgrad din iulie 1456 a lui Iancu de Hunedoara, un eveniment organizat împreună cu Consiliul Județean, pentru că până la urmă atât orașul nostru cât și județul același nume Hunedoara sunt trei zile de eveniment. Vineri vom avea parada portului pădurenesc, un eveniment consacrat deja fiecare vineri la aceste sărbători ale orașului. Pe urmă, muzică populară, sâmbătă l-avem pe Horia Brenciula, Hunedoara, duminică Francesco Napoli și Saragoza Band. Este un eveniment la care ținem foarte mult, unul dintre puținele evenimente pe care le face municipalitatea de-a lungul anului, dar important ca să ținem comunitatea cât mai unită. Să nu uităm, este și luna concediilor, momentul în care mulți ne dorem să reîntorc acasă și să ne bucurăm împreună de aceste zile ale orașului. Dansuri, distracție și voie bună pentru hunedoreni. Va fi o atmosferă electrizantă și muzica va răsuna de-a lungul celor trei zile festive. Duminică seară, finalul pentru ediția din acest an a evenimentului va fi marcat printr-un excepțional spectacol de drone. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile Mondo TV. Rămâneți în continuare cu informațiile despre vreme. Să aveți o seară cât mai bună!